Mi-ați tot cerut tutorial la capră, după cum vedeți în imaginea următoare, și hai să-i dăm drumul cu tutorialul. Pentru a face aveți nevoie de scândură, cam atâta grosime, după aia altă scândură, cam așa. Trebuie neapărat să fie curățate sau ceva, pur și simplu, puteți direct așa. Un băț, eu am luat un băț de la un scaun vechi, puteți și voi la fel. Orice alt băț, poate și de la o mătură, ceva să marchezi, ceva. Un ciocan, eu n-am ciocan, deci folosesc asta, niște șurubori mici, 2, 3 și un cui mare. Și un șoricel. Da? Bun. Mai aveți nevoie de câteva lucruri, dar pe parcurs o să vi le arăt. Luăm asta mare. În caz că nu aveți asta, puteți folosi și un fierăstrău, o drujbă sau chiar un topor. Un topor și să sculptați. Eu nu am un topor, deci o să folosesc asta, un topor mai mic mă refer. Bun, vedeți, eu am ales modelul ăsta. După cum vedeți, am pus contur. Voi puteți alt model sau cum vreți voi să fie gura caprei. Și acum, pentru că șoricelul o să-mi fie greu, o să folosesc fierăstrăul. Cum am zis, voi puteți un topor. Adică, să zicem că ăsta e un topor, faceți așa, așa, un topor și știți voi. O să tai pe partea asta la fierăstrău, să rămână asta. Cam la asta o să tai eu. Nu se arată pe video cum tai, că o să-mi închidă videoul. Am setat-o la 45, hai un 46 grade, ca de aveți și voi fierăstrău. Dați-o și dați drumul. Nu mai aveți grijă la obiectele mici, pentru că sunt riscuri. Bun, cam așa ar ieși prima parte. O răsturn și o fac și pe asta. A doua. Următorul pas o tai de aici. Și cam așa arată. Dacă vreți, puteți să șlefuiți o leacă dacă e scândura veche ca a mea. Dar oricum, eu o să dau cu bites, deci nu contează, sau cu vopsea. Luăm a doua scândură, o punem asta și conturăm. Și cam așa ar trebui să arate, da? Vedeți? Cum am zis, puteți și cu toporul, puteți să mai finisați, puteți să o vopsiți, puteți să o șlefuiți, să o vopsiți. Să eu nu o să fac asta, însă voi puteți. Următorul pas este luați o scândură din asta mică. Treaba stă în felul următor. Luați o scândură mică și trebuie să o punem cam ceva în genul ăsta. Le-am tăiat, cam așa arată. Uite, una așa și una în partea cealaltă. Dar eram să uit. Luați o bucată de foaie colorată din asta. Eu n-am avut foaie, deci am rupt dintr-o pungă. Una roz sau roșie. Și o puneți aici, da? O decupăm. Pam. Decupăm și o punem. Ca să fie ca limbă. Să se vadă frumos. Cam așa ceva. Bam. Lipiți cu scotch, cu superglue, cu ce aveți. Și cam așa a ieșit. Cam așa ar trebui. Bam, bam, bam. Bam. Cam așa arată, băieți. Bam și bam. Aici șurub și aici cui. Și da. Acum mai trebuie o leacă să tai prin laterale și gata. Ok, băieți. Mică problemă tehnică. Am rupt partea asta așa. Deci am rupt-o. Ca aici să vină bățul ăsta. Înfipt în ăsta, da? Ceva în genul. Și astea o să le punem o leacă mai în față, da? Deci astea o să le mutăm o leacă undeva pe aici, așa. Deci voi să nu faceți greșeala asta, voi să o mutați din prima, aici. Pe la mijloc, așa, da? Bun. Bun, băieți, cam așa le-am mutat pe aici. A fost simplu, că a fost cu șuruburi. Da. Am scos asta, că o să dau cu bait. Că folea aia, cât am făcut pe aici, bun, cam așa trebuie, da? După aia luăm bățul și facem o gaură ca să intre ăsta. Am făcut asta să fac gaura, dar întâi batem niște cuie aici, așa, dar nu prea tare, nu ca să înțepenim, ca să o lăsăm aici și ia să fac așa, da? Bun, am făcut o gaură aici, care să bag cuiu, așa. Și acum batem cuiu în partea unde am făcut gaura, da? Între cuiu pe aici, după aia în gaură. Băieți, am făcut gaura.
Cam așa ar trebui. L-am pus, după aia am mai bătut. Cam așa ar trebui, da? Și așa. Facem același lucru în partea asta. Gaură, bor mașina, după aia gaură cu cui, după aia pus cuiu. Cam așa trebuie să arate. Poate că se vede urât cuiu, poate că se vede urât astea. Uite, astea, astea. Dar oricum o să le vopsesc, o să vopsesc și gura în roșu. Să arate fenomenal, da? Deci, uite, cam așa. Cam așa este capra până acum. Cam așa trebuie să arate, da? Funcțională, da. Bun. Urmează să fac gaura asta pentru bățul. Ceva în genul, trebuie să arate. Puteți să o faceți mai adâncă sau aveți o opțiune. Luați o brichetă, luați plastic, puneți plastic în gaură, topiți plasticul și după aia puneți. Eu o să se lipească. Și cam așa arată capra până acum. Trebuie doar să fac mecanismul cu o sârmă aici și gata. Ok, băieți, lăsând sârma, că nu am sârmă, adică am sârmă, dar trebuie una groasă. Mi-a venit altă idee, da? Luăm o coarnă din asta, pentru că eu nu mai pun coarne. Normal aici, dar nu mai pun, pentru că, nu știu, nu mai vreau. Luați o coarnă, luați un șurub, un șurub mare, așa. Ia uite, înfiletați șurubul undeva pe aici, în limba caprei, ia uite așa, în adâncime maximă și după aia luați cornul ăla alb și înfiletați și în el, astfel încât partea asta descoperită, uite asta așa, să fie în corn. Bun băieți, uite, felul următor, prea pot că e și asta n-aș pe așa. Bun. Încă puțin. Luăm una din asta. Luăm genul ăsta. De unde o fi? Că pe aici o fi. Faceți așa. Dați așa. Și cam așa a ieșit căprița. Ia uite-o. Mai trebuie vopsită. Haide să vopsim. Revin când este vopsită. Următorul pas, după cum vedeți, am dat-o cu bites. Următorul pas este să punem foi din astea, foi colorate pe aici, așa, să se vadă frumos. Uite, ceva ce nu trebuie, aici cu scoci, sau eu folosesc scoci că super glunam, sau alte chestii, lipici. Și după aia tăiați, uite, cum am făcut aici, faceți șuvițe, da? Deja, da? Și cam așa este rezultatul final de la capră. Eu n-am mai pus astea pentru că trebuie să cumpăr un super glue după aia, că cu scoci nu pot. Voi puneți cu super glue și am pus cu scoci așa, doar să văd cum e, da? Cam așa arată. Aici la fel, o să pun și în gura de sus. Am făcut niște ochi. Cam așa arată. Hai să facem un test. Se mișcă, da? Bun, nu vreau să bat în casă că e păcat, dar bun, cam așa. Este capra.